Ca într-o a doua casă. Hăți, bună dimineața, hăți cu palmier, Gionuțule, dacă s-ar putea să-l iau pe ăsta micu de aici și să-l duc la mine în curte, uite așa, tac, 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 ce bine ar fi. Ce are mare și nume, mă, fii atent, îl cheamă Tantan, mă. Eu uite, mă, că îl cheamă Tantan. Sărut mâna, poftim. Hăți, Gionuțule, am lămurit-o și pe domnișoară, Calea Victoriei este acolo și poate că vă întrebați ce caut în centru vechi la ora asta. Nu sunt la relaxare, deși, Gionuțule, terasele sunt deschise, ceea ce mă minunează. Îmi dădeam seama că acum suntem lângă restaurantul la care am făcut cel mai prost versus cel mai bun rated restaurant în vlog, așa că am să merg pe partea cealaltă, să nu-mi iau vreo furculiță în cap, Gionuțule. După cum vă spuneam, încheiind paranteza, am venit în centru vechi pentru că trebuie să dublez niște chei, Gionuțule. Obiectivul când am plecat de acasă era dublează chei. Am pus la un moment dat pe m-a dus pe smârdan. Zic, ok, centru vechi, dublez chei la ora 2 la prânz, când lumea este la prânz și la cafele, Gionuțule. Am lăsat deja cheile acolo înăuntru, am intrat într-o văgăună destul de scary. O să intrăm când merg să le iau, să vedeți cât de ciudat arată totul. După care mergem la 14.50, suntem programați la DRP CIV București, Gionuțule, unde vom lua numerele de la canam, mergem să predăm dosarul și să predăm numerele vechi. Așteptăm să vină o plăcuță pătrată de aia mică de motor cu DXP. Bine, o-ți fie de Ilfov, dar nu contează. De acolo suntem, ne asumăm, Gionuțule, liniștea de la țară. Așteptăm să luăm cheile și revenim. Hăți. Hăți, Gionele, let's enter the creepy key room. Deci, în primul rând, lucru care este de admirat este că este clădire patrimonială, Gionuțule. Și doi la mână, nu vreți să știți ce diferență de temperatură este când vii de afară înăuntru. N-am terminat, în continuare ai de mers pe o ușiță lângă liftulețul ăsta din sârmiță. E din ăla, mergi cu sârma la ureche, Hăți, Gionule. Aici au o ușiță pentru Liviu Teodorescu, te pupăm și te așteptăm să sari pe noi ca pe trambuline, Hăzionule. Și aici, după The Dark Lobby, după ce cucerești bossul care stă la mături, acolo e un boss mic, o să iasă și trebuie să-l înfrângi, ajungi la bossul mare ca să treci nivelul, care bossul mare face cheile aici în camera cheilor. Chamber of the Keys. Cam asta e, Gionuțule. Luăm cheile și plecăm. Cam așa se pregătește un om care pierde chei des, Gionuțule. Asta înseamnă să nu vrei să rămâi fără chei. 4 duble pe lângă cea existentă. Decolăm către DRPCIV. Altă viață, tată, când vii pe soare și știi că ai și programare, hăți cu rimă, lăsăm ASD-ul de drag. Cu cea mai mare și dragă inimă lăsăm aici la DRPCIV, Gionuțule. Mergem să lăsăm și actele și vom vedea cât durează. Important este că astăzi suntem legit. Este fără 20, deci în 10 minute am ajuns și mai devreme, da? În 10 minute suntem programați frumos, doar dăm cu subsemnat acolo. Arătăm telefon, schiu și am ieșit. Sperăm să fie toate actele în regulă. Știu că mai am două taxe de plătit, nu foarte mari, una de vreo 31, una de vreo 50 de lei. Așa că revenim cu update de îndată ce predăm ce avem de predat, hății. Hăți, Gionule, și pentru prima oară după relaxare suntem în sfârșit la terasă, iar pentru cei care sunt fotbalieri, era să zic, Gionuțule, care sunt fani înfocați ai fotbalului, suntem alături de Adrian Ropotan, unul dintre fotbaliștii României, Gionule, de succes și care au dus numele nostru acolo unde trebuie, și de colaboratorul lui în afaceri, Alessandro. Încercăm să creionăm, să gândim o chestie foarte mișto. Suntem la braserie la noi, în zona de high class, Gionule, a orașului, și servim și noi o supă soricelui, soricel pe spate, lăcuțul, lăcuț, ce vrei, tată, suntem în nordul lui. Revenim după ce terminăm măsuța și discuția de afaceri. Hăți. Capota jos, să fluture dolarii la noi aici în Domnești Beach, Gionule, sub ușa numărul 1, după o zi completă în care am confirmat faptul că toate actele sunt în regulă la Canam și așteptăm să iasă plăcuțele de înmatriculare. Ne-am întâlnit și cu Adi Ropotan și cu Alessandro și am discutat ce am avut de discutat. Ne-am îndreptat către casă și îl așteptăm, așa cum vă spuneam, în spatele ușii numărul 1 pe domnul Vali Inspector Gadget, o să-i spunem. Inspector Gadget pentru că se pricepe la toate. Mamă! Uite cât de șantier arată situația. Senior Valentin se ocupă de dulăpioarele noastre de garaj. Domnule Vali, sunteți un artist, domnule Vali. Wow, 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 ce diferență huge este. Evident că o să facem totul să dispară, totul va merge pe sertărașe, pe căprării, pe tot ce trebuie. Vrem să scăpăm de toate binurile de aici care adăpostesc chestii, totul va merge în sertare și putem să decidem, fiți atenți, de comun acord cu toată lumea. Domnule Vali, ce faceți, domnule Vali?
stai să nu rupem din prima, vă salut personal, personalmente. Această oglindă oglinjoară va veni, ține-te bine, aici trebuie să vină, da, că uite-o la înălțime. Mamă, cât de frumos, cât de frumos, Jonuțule! Îi mulțumim lui Vali pentru rapiditate și profesionalism. Jonuțule a montat deja două dulapuri de dimineață, mai avem acolo un geam în mare, dublu, plus suportul pentru cule. Așa că mai revenim mai încolo, de îndată ce suntem gata cu mai multe chestii, punem și noi mâna aici alături de Vali și încercăm să grăbim treaba. Hăți, Jonuțule, asta da surpriză. Băi, băiatule, cine putea să aibă o invenție mai bună, stați așa un pic, vă rog frumos, în cap, decât fratele Popa, care, uitați-vă, vă rog frumos, stăteam și mă gândeam, ce fac cu această priză, care mă calcă pe nervi, cum arăta ea urât aici. Pac, am scos un pistol de lipit de acolo, nici nu știu ce am pus, acrilic, silicon alb. Vali, ești mândru de mine? Te rog frumos, ce invenție? Bine, trebuie să las să se usce, să vin cu un cutter acolo, că am pus un pic, am fost darnic. Am pus, tată, eu știi cum e, când pun, cred că am pus jumătate de tub din ăla, să se lipească, nu vrăjeală, dar cât de frumos stă priza mea mascată acum. Nu sunteți pregătiți, mai avem un pic și terminăm, un pic. Ce mă, Jonuțule, n-am învățat eu cum umezești degețelul de la spoturi și dai frumos, uite ce mișto mi-a ieșit. Acum trebuie doar să uniformizez aici și mai am și pe jos, ia stai așa. Jarț. Și am luat excesul, taică, altceva, hăți. Hăți, Jonele, este oficial, garajul este gata și remodelat. Doamne, mulțumesc lui Vali, este ora 10 și 10 seara, fraților, și abia acum am terminat. Am ajuns eu pe la 7 și încă ne-am ținut în continuu amândoi de treabă. El pe zi a reușit să monteze coloșii a doi, după cum vă aminteați. Am montat și super peretele de la Ikea, Jonuțule, uitați-vă cum arată. Nu ne vine să credem, ne minunăm în continuu cât de frumos e. O să luăm, evident, fel de fel de piulițe, piulicioare, schimbat, luat cutter alb, pentru că n-are ce căuta asta cu culori, dar am pus câte ceva pentru că am vrut să vedem cum se vede, Jonuțule. Aici avem sertărașele în care vom avea suplimente, scule și alte lucruri ce nu le vom expune. Mamă, ce rime, Jonuțule. Cârpița asta cum stă aici, mi se pare, ba chiar aș dau pe din două, cred că arată mai bine pe din două dată așa. Nici nu știu cu ce să încep, fraților. Mă simt ca într-o a doua casă. Aici am remodelat încă o dată, am pus și oglinda. Nu este o oglindă în care să te vezi sau să te aranjezi dacă nu ești tocmai înalt, însă este de design cu siguranță. Căștile am în două, asta o să meargă să fie vopsită. Niște geluți, Jonuțule, că ce te faci în ziua de astăzi dacă nu te dezinfectezi? Ești un nimeni! Am relocat standerul de haine de iarnă din colțul acela în acest colț pentru că aici s-a eliberat foarte frumos și nu voiam să se vadă aceste cabluri de la racul cu echipamentul pentru wireless. Aici este contorul, mai avem un bin aici cu 2-3 lucruri, l-am spălat să fie curățel și cu siguranță așteptăm faimosul dulap din acel colț, Jonuțule. Dar mai este până acolo, o luăm pas cu pas, cam așa arată Cărășescu în variantă semi-squeaky clean. Avem 75% gata, mai avem sfertul din spate care trebuie completat. Dar acest perete, fraților, cu câteva zeci de lei, bă băiatule, cu patru plasticuri din astea și cu niște agățătoare și cu niște fasoane, uite-te ce chestie frumoasă poți să faci. Am pus și pistolul cu silicon aici, atât de nebun sunt după ce am lipit priza aceea. Cam atât pentru astăzi, Jonule, până un alta, nu uitați, dar subscribe, Dorian Popa, să aprindeți clopoțelul. Dacă și numai dacă vă plac ideile noastre și ce promovăm și postăm aici pe canalul de YouTube. Nu uitați, dați follow pe Instagram, CorileV, eu sunt Dorian Paro pe Spotify, Dorian Popa, like pe cel mai obosit domn Facebook și de asemenea țineți ochii pe www.dorianpopa.ro pentru că avem cele mai cool și fresh merch-uri, Jonuțule, și pregătim niște colecții și mai și să aveți o zi și o capeluță și o viață mirobolante. Sar pe noi ca pe tramvul lumii.